Și uite, am zis că să avem așa și un vlogmas de... Un vlogmas? Deci am zis că am rămas fixat așa cu vlogmas. Mi-a deschis vlogmasul, apetitul de vloguri, așa că am zis că să avem așa pe final de an și început de an un vlog, pentru că, hei, tocmai ce ziceam că mi s-a deschis așa apetitul. Astăzi este 30 decembrie, m-am machiat și eu repejor, mai am puțină treabă să termin de aranjat ceva la agenda. Și vreau eu să mă uit puțin și în produsele de make-up, pentru că mai am așa câteva pe care aș vrea să le scot din colecția mea, de rămăsem așa cu ele în dubii de când am făcut declutter-ul. Și am zis că, hei, acum ar fi momentul să le scot și pe ele, pentru că, na, m-am decis asupra lor și știu ce și cum. Și tot astăzi să fie cazul să ajung eu pe la City, pentru că, hei, dacă tot am filmat ieri videoul cu ce cadouri am primit, astăzi aparent am primit mesaj că mi-a ajuns și mie comanda în magazin, deci să mă duc să o iau și oricum vreau să trec și pe la DM să-mi iau o cremă de față pentru zi, dar să văd ce găsesc. Și nu-mi place deloc, m-am spălat părul aseară și pare așa foarte lins. Ceva nu-mi place. În fine, se mai așează el între timp. Și cam asta. Și vreau eu să vă spun despre un film pe care l-am văzut serile trecute. Este pe Netflix, Glass Onion. El e tradus de Netflix la cuțite misterul din Grecia, ca și cum ar avea așa vreo legătură denumirile astea două una între alta. În fine, nu. Uneori mă uimește așa cum sunt traduse, cum sunt denumite, de fapt, anumite filme din engleză în română, pentru că teoretic cele două denumiri nu au absolut nicio legătură, dar o să rămânem la Glass Onion, pentru că este titlul lui original. Un film care mi-a plăcut super mult, are 2 ore 20, dar efectiv nu le simți, deci nu mi-am dat seama când a trecut timpul și cred că este printre puținele filme atât de lungi, bine, cu excepția Harry Potter, care m-au făcut să stau așa concentrată și să-mi placă super mult, este așa cu mister, cu crimă. Cumva pentru cei care știu scenariile cărților Agatei Christie, cam acolo bate. Nu știu sincer să fiu dacă este inspirat, citisem cumva că deși seamănă nu ar fi inspirat de acolo, dar în fine, nu știu ce să zic. Dar foarte, foarte fain filmul și chiar merită văzut, mi-a plăcut super mult și ideea și anumite chestii așa pe care le prezintă și zic că merge văzut într-o seară așa de relaxare. Chiar este un film bun, sinceră să fiu. Și aș vrea eu să mai văd genul acesta de filme. Chiar o să mă uit prin Netflix să văd dacă mai găsesc așa ceva filme asemănătoare, dar ăsta chiar mi-a plăcut. Bun, și las și eu vorba aia acum. Mă duc să-mi termin și eu cafeaua și apoi să mă uit pe aici prin produsele de make-up și o să vă arăt și ce produse mai decid să plece așa, nu pot să zic din colecția mea, pentru că nu mai am o colecție și mă bucur că nu mai am această colecție, dar o să discutăm noi despre asta, cred că într-un video în săptămânile următoare, într-un Get Ready With Me sau ceva. Dar pentru moment, hai să văd eu care mai este treaba pe acolo prin dulăpiorul meu. Bun, și hai că v-am pus așa pe trepied, poate nu-l dărâm eu, că vreau să intru, v-am spus puțin aici, că mai am de scos câteva chestiuțe și da, în primul rând, acest ruj de vă spuneam eu și data trecută că mi-am luat apă cu nuanța pentru că este cel mai, nu știu, un roz așa mai puternic care nu este nuanța mea, dar este nuanța prietenei la care va ajunge, așa că da, o să ajungă la ea. Eu l-am folosit doar de 3 ori maxim, dar nu este nuanța mea. Apoi un ruj pe care am să eu să-l țin, că hei, poate folosesc și eu ceva mai roșu, mai nu știu ce, de sărbătorile astea. Nu are nicio treabă cu ceea ce folosesc eu. Este efectiv neatins, este nou-nouț, nu m-am atins de el, așa că o să ajungă la iarăși la o prietenă și oricum partea asta de make-up ce dau ajunge la prieten de regulă. Carmex ăsta cred că mai are două folosiri și e gata. Bun, apoi mă mai gândeam eu la acesta nude, dar totuși este o nuanță pe care eu aș mai folosi-o și de obicei îl mai pun peste acesta. Le combin cumva atunci când îl folosesc, așa că hai zic să mai rămână aici. Iarăși știu că vreau să dau paleta aceasta de contouring pentru că nu prea m-am mai atins de ea, folosesc foarte mult paleta aceasta de la Oriflame.
Iar când nu o folosesc pe ea, mă îndrept către bronzerul acesta de la Physicians Formula. Plus că iarăși mai am și paleta asta de la Catrice, deci nu. Ar fi cazul să îl dau ca să nu rămână aici la mine degeaba. Apoi ce am aici? Astea sunt alea de sprâncene, încă nu. Iarăși o să scot și o să dau, deși îmi place super mult, dar efectiv aș vrea să-l și folosească cineva, nu doar să-l țin așa degeaba. Și anume aceste, nu știu, perle, hai să le spunem cumva, acest iluminator de la, zi-mă cum îi spune, de la Essence. Că nu vine acum se numește, arată super bine, dar efectiv, nu știu, cred că odată m-am atins de ele, așa că, da, le mulțumesc. Și tot din aceeași colecție, culmea, și este cu Coffee, o să dau și această palețică, Essence Coffee to Glow, asta pentru că am nuanțele prin alte palete și efectiv doar pentru nuanța asta care vine aici, sigur o am, nu că sigur, 100% o am și în alte palete, n-are rost să mai țin și palețica aceasta degeaba, mai bine merge într-un loc mai bun și să fie folosită. Bun, și apoi, nu știu ce să fac încă cu acest fond de ten, care este prea lichid, prea lejer pentru mine. Nu pot să zic că mă încântă, l-am folosit de câteva ori și chiar nu este favoritul meu. Este cel Pure Utoria sau Uforia? Uforia Foundation. Așa că zic eu că l-aș da și pe el. Tocmai pentru că nu, deci mi se pare prea lejer. Preferatul meu este cel de la Giordani cu SPF 15 și mi-am luat eu puțin țeapă când l-am luat pe acesta, că nu mi-am dat seama. Acesta este Age Defining Serum Boost Foundation și nici nu mai știu ce nuanță am aici. Ivory Cool. El vedeți că nu este scos efectiv din ambalaj. Dar pe el cred că o să încerc să-l folosesc, că seamănă mai mult la consistență cu acela de... Îmi place mie, dar în schimb acesta nu este cumva prea, prea lejer pentru ceea ce prefer eu. Prea lejer, prea lichid, nu știu cum să vă zic. Nu este o formulă care să mă încânte prea tare. Cum la fel e ăsta de la Catrice Day. Mă chinui efectiv cu el ăsta pentru că are acoperire prea mare, dar el rămâne pentru că ne înțelegem. În schimb, un fond de ten care a început să mă enerveze maxim și încă trag de el să-l termin, este acesta de la Rimmel, dar bine, nu o să-l dau, mai încerc cât mai are aici să vă să-l termin. Asta pentru că, nu știu, simt că nu mi mai place atât de tare pe ten cum mi-a plăcut odată, în tinerețea mea, să zic așa, când a apărut el și l-am folosit și mi-a plăcut super mult. Acum, nu știu, ceva cumva nu se mai înțelege chiar atât de bine cu tenul meu. Și dacă tot vorbesc despre produse, un produs care iarăși nu m-a încântat, dar na, o să îl țin să-l folosesc pentru că este desfăcut și pe ăsta chiar vine așa și cu buretele ăsta. Este acest concealer de la Giordani, cred că o să mai vorbim despre el. O să văd. Momentan nu prea pot să zic că sunt încântată de el, dar o să... Na, îl folosesc de câteva zile, o să mai văd cum și în ce fel, dar ca primă impresie nu pot să zic că este favoritul meu și aici... Aici am un balsam de buze nedesfăcut, ok. Hai să nu îl desfacem, să lăsăm așa. Și bine, mai am ceva produse pe aici nedesfăcute. Cei nedesfăcut rămâne nedesfăcut pentru moment. Dar cred că ele ar cam fi de dat acum. Și nu știu sincer și palețica aceasta. De plăcut îmi place super mult, dar nu mă ating de ea foarte, foarte des. Asta e problema mea cu ea. Dar, hei, mai rămâne. Mai vedem la un viitor make-up declutter. Dar, pentru moment, cam acestea cred că sunt produsele pe care aș vrea să le dau pentru a nu mai sta efectiv degeaba. Și uite, despre ele vorbim. Asta pentru că n-aș vrea banii să le țin și să rămână pe ei, să expire. Stați mă că mai am două. Hai că dacă m-aș uita puțin mai încolo. Da, vreau să mai dau creionul acesta de la The One. Eu îl am în două nuanțe, dar asta că nu știu cum focal... Gata. Eu îl am în două nuanțe, nuanța asta de roz și nuanța asta de nude. Nuanța de nude este foarte, foarte folosită, dar nu pot să zic că este efectiv textura care să-mi placă mie super mult și vine aici cu far stick, iar aici vine cu un creion. Creionul de la acesta pe Maro, din câte vedeți, nici măcar nu este folosit, cred că odată l-am folosit. Iar pe acesta roz, cred că la fel, o singură dată l-am folosit, o să-l curăț eu aici. Iar creionul, la fel și pe el, cred că o singură dată, așa că o să-l dau. Preferatul meu
este și rămâne de la Oriflame acesta, în tipul ăsta de baton, sunt super, super faine și momentan, nuanța mea favorită este aceasta Cool Sand și mă gândesc că poate să mai iau într-o nuanță sau două, dar doar varianta aia. Și dacă tot vorbim de nuanțe și de aceste creioane, le mai am pe acestea două de la Power Stay, de la Avon și cred că pe acesta, stați că nu știu ce am făcut aici, a răscuțit doar în capătul celălalt, pe acesta, nu, pe-l mai folosesc pe ăsta, și cred că și pe ăla roz, cred că astea rămân totuși, pentru că astea au cam fost folosite, da, astea au fost foarte, foarte, foarte folosite de mine și, sincer, eu nu am nevoie de aceste ascuțitori, dar mi se pare așa, ok, utile, nu știu să zic, nu le-am folosit niciodată, pentru că eu îl pun pe post de bază pentru fard, dar da, acela o să meargă, deci rectificare, ele sunt produsele care pleacă în acest moment. Și cam asta, aș zice, partea asta momentan de make-up, oricum o să ne mai auzim cu make-up, declatere și de-astea, dar momentan ele sunt produsele care am zis eu că merită o casă mai bună decât să mai stea aici la mine, efectiv, degeaba, pentru că stau acolo nefolosite. Da, deci cam asta cu make-up, declatere, ultimul pe 2022, așa, ultima bucățică pe ultimele zile din an. Și noi, eu de la plimbare și mers la mall și toate cele, hai că s-a făcut și seara deja, cred că e aproape 7, dacă nu mă înșel. Da, este chiar 7 fără 5 minute. Și sincer, eu sunt secătuită de putere așa, adică plimbarea pe afară mi-a prins super bine, mai ales că a fost extrem de cald. Au fost cam 13 grade, dar cum nu bătea vântul absolut deloc, deci se simțea mult mai caldată și vreau să zic că am murit de cald cu geaca groasă, am avut și fes și eșarfă la un moment dat, le-am scos, da, deci nu, chiar a fost super, super, super calm, mai degrabă a fost așa o zi de primăvară decât de iarnă, adică practic penultima zi din an. Iar apoi după ce am fost la plimbare cu o prietenă și cu fetița, m-am întâlnit cu al meu soț la mall, care am luat niște chestii și am aici o sacoșică de la Waikiki și nu numai, mai sunt câteva chestii care nu sunt de la Waikiki în ea. Și desigur, comanda mea de la Sinsay. Și hai că sunt super curioasă de asta de la Sinsay, de vă spuneam eu în clipul acela cu partea de cadouri, că urmează și ea să vină, mai și dacă o desfăceam înainte, să nu foșnesc pe aici, dar hai că se desface ușor. Ia să vedem, hai că sunt super, super curioasă. Am doar două chestii, dar pe care le așteptam cu foarte, foarte mult entuziasm și am o pereche de papucei din ăștia așa șoșon de casă, pe aceștia din colecția Harry Potter. Sunt cei cu Hogwarts și eu mi-l luasem, știu cum mi-am luat într-o mărime mai mare, adică mi-am luat 39, 40, ceva de genul, 41, nu mai știu cum sunt. Asta pentru că de regulă la chestiile astea, dacă mi-au mărimea mea și mai am șosete sau ceva, mi se pare foarte micuță așa și mă strânge picior, așa că mi-am luat puțin mai mare și îmi plac super mult așa cum arată. Bine, ăștia pot să spun așa că sunt cumva șoșonii mei mai de primăvară, deși acum e ok, e cald, deci aș putea să-i folosesc cu încredere. Și apoi mai am ceva ce am așteptat eu mai mult, asta am așteptat cu super mare entuziasm, ok, și este mai mare decât mă așteptam și ce are aici, are o chestie, ok, înțelegi. O gentuță. Și am văzut că gentuța aceasta era disponibilă doar online și trebuie să-i scot eu de aici eticheta și chiar sunt, hai că parcă nu scrie nimic pe chestia asta. Este așa, crem,
Și mi-a plăcut super mult cum arăta. Ea era și la reducere. Am dat comanda prin aplicație. Bine, și șoșonii ăștia. Deci făceau parte din reducerile pe care deja Sinsay le are pe site. De, cred că, de ziua de Crăciun încep să bage reducerile. Și era și la reducere. Am avut iarăși reducere și cu aplicația. Prin faptul că am dat comandă prin aplicație și oricum aveam aplicația instalată recent. Așa că, na, mi s-a luat și de acolo 15% reducere. Și gentuța arată cam așa. Este genul care se deschide așa. Și vine și cu baretă din asta crem și vine și cu mâner din acesta și cu mâner din ăsta. Am zis că vreau să am așa o gentuță mai neapărat de ocazie, că asta nu e geantă de ocazie, mai eleganțică, să zic așa, pentru atunci când am nevoie. Și crem, gentuța așa chiar nu aveam, pentru că spuneam. Și când vorbeam de gentuța aceea, cafea cu lapte din am luat-o, dacă n-ați văzut, e fix vlogul de dinainte acestuia, cel în care vorbim și de partea de cadouri primite. Și vă spuneam că negre tot am, așa că mi-am dorit să am și ceva deschis la culoare și o să așez eu după aia, că vreau să-i las hârtiile alea înăuntru acolo să țină bine. Da, și cam asta ar fi fost de la Sinsay, ce tot așteptam eu să vină, de gentuță eram super entuziasmată să o văd. Mai ales și mai văzut să-mi iau o gentuță drăguță, un albastru din ăla, v-am spus la ei, dar nu prea mi-am dat seama așa cum arată și chiar voiam să o văd în magazin, dar apoi mi-am dat seama că și aceea era disponibilă doar online, pentru că au multe produse care sunt disponibile doar online. Și dacă tot vorbim de Sinsay, cred că am nimerit, da, am nimerit eu aici și ultimul produs de la Sinsay pe care și l-a luat al meu iubit soț din magazin și anume un tricou. Este super fain, culoarea este așa un cărămiziu, acolo nu se vede mai mult portocaliu, e un cărămiziu așa portocalicios, să zic, și a fost 18 lei. I-a plăcut super mult, este din bumbac, ceea ce mă bucură și se simte așa foarte moale la atingere. I-a plăcut și l-a luat. Iar apoi ce mai am aici? Mai am ceva de la Pepco, ca să las Waikiki împreună. Și mi-am luat eu un tricou, nu știu sigur dacă era tricou sau era de la pijamale, dar mi-a plăcut super mult. Acesta așa cu zodiac. Am văzut că avea doar pe negru, așa că mi-l-am luat și mi-am luat în mărimea L, pentru că M mi se părea foarte micuț aici, culmea. Pe partea de buz mi se părea micuț și a fost 13 lei. Și m-a atras chestia care e faza asta cu zodiacul, că altfel este un tricou simplu, banal și negru și am destule tricouri negre. Dar hei! Mi-a plăcut. Și dacă tot am fost primul, vă ziceam eu că vreau să-mi iau și o cremă de față. Era extra aglomerat la DM, așa că n-am mai stat și am zis că ok, lasă, vedem după ce trece Revelionul și tot, sau poate ajung chiar la BBT. Deși mi-ar conveni, cred că mai mult să ajung la BBT, că aș mai avea ceva de luat, dar mai vedem. În schimb, am intrat la Nala și mi-am luat și deodorantul cremă cu portocale. Vă spuneam eu că mi-a plăcut super mult acela cu lemn de cedru și că am rămas se gândul și la asta cu portocale, așa că am zis că ok, dacă tot sunt pe acolo, hai să intru. Vai, ce bine miroase! Asta e așa alb, da. Doamne, cum e! Deci îmi vine să-l mănânc, sincer să fiu. Și dacă tot am fost în zona de food court, că da, am tot zis, dacă el venise de la muncă, eu de la plimbare, n-am apucat să mâncăm așa de prânz, mâncasem ceva, cred că pe la ora 11, am zis ok, hai să mergem să mâncăm și am fost și am mâncat la KFC, o chestie de-asta nouă de apă, Double Down, parcă se numește. E bună, adică e interesantă, dar sincer să fiu, am înțeles puțin stomacul, dar de la suc. Și am observat că pățesc chestia asta de la sucurile. Dacă mai beau suc de la merg, de la chestia asta, se întâmplă doar foarte rar, pentru că iau rar de la ei. Dar și atunci când se întâmplă, am observat chestia asta. Deci, nu. Bine, suc. Praf cu ceva apă. Bun, și aici cred că mai am efectiv doar Waikiki și multe bonuri. Extrem de multe bonuri. Și m-am eu două chestiuțe și el două. Hai că le-am prins pe ale mele la îndemână. Oricum trebuie să le scot după aia etichetele și toate cele. Și întâi de toate, mi-am luat un body din acesta așa roz. Mi-a plăcut mie super tare cum arată. Și vine aici și se închide între picioare. Mi l-am luat într-o mărime mai mare, mi l-am luat în XL. Asta pentru că m-am uitat, nu l-am probat, nu prea probez genul ăsta. Dar m-am uitat aici la partea de bus și am văzut cum se întinde și el părea că nu se întinde exact cât am nevoie, așa că mi l-am luat în XL, este mai grăsuț, chiar îmi doream un body, dar să fie, nu știu, să aibă ceva, să nu fie genul ăla de body simplu, gen maletă. Și acesta era la
35 de lei. Sper că urmă să fie ok, să așeze bine, că așa îmi place, chiar îmi place super tare cum arată. Și mi-am tot căutat plovărașe, cum vi le arătam și, și pe cel albastru gri, așa în clipul legat de cadouri. Cum mai am eu unele pe roz, am găsit ceva plofărașe, dar ba pe roz deschis, ba pe roz mai închis, mă, nu vreau roz. Așa că am văzut acest cardigan, care mi-a plăcut super mult, la, tot la Waikiki. Și mi-a plăcut așa culoarea, că este un roz cărămiziu așa mai mult, că se vede mai aprins pe cameră, este mai cărămiziu. Este lunguț, are și ceva buzunare, parcă s-au învisat eu, da, are și ceva buzunarașe aici. Și a fost Elsie Roșu, zic ei că este. A fost 35 de lei și m-am spus că mi-a plăcut așa cum arată. Este grăsuț, chiar merge foarte fain peste ceva tricou sau chiar peste body-ul acela. Îmi pare super drăguț. Apoi, el și-a luat două chestii. Și anume, un plovăraș, deci ăsta mi-a plăcut mie super mult că eu l-am văzut. Chiar arată așa super, super drăguț. A fost 60 de lei și a luat în măsura L. Asta pentru că teoretic i-ar fi venit și M-ul, dar chestia asta nu se întinde foarte mult. Este foarte... pare așa că s-ar întinde, dar când îl pui pe tine, nu prea. Și mi-a plăcut super tare mie combinația aceasta de culori și chiar îi vine super fain. Iar apoi și-am mai luat o cămașă din asta trip trench, care mie sincer mi se pare cam unisex. Și imediat asta să o găsesc eu pe ce parte vine și ce mărime și-a luat. Deci este extra slim fit. Uite așa vine. E cumva așa bluză, o cămașă. Este o idee mai grăsuță, dar merge purtată și acum iarna peste un tricou și apoi geacă. Pe post de, nu știu, blazer sau ceva de genul ăsta. Iar vara, primăvara merge purtată cu un tricou doar și să fie așa tip jachetică. Bun, și cam astea sunt și chestiile cumpărate și de la Waikiki și de la Sinsay, shopping-ul pe anul acesta, că mâine nu se va mai întâmpla și nu mai mergem nicăieri. Așa că, da, vă las și eu pe seara aceasta și ne mai auzim mâine, păi mâine. Cam astea sunt chestiile și am fugit așa repede din mall pentru că deja început să se aglomereze extrem de tare în momentul când am plecat noi. Da, mă bag și eu la un duș și cred că nu știu, poate ne băgăm la un film, mai vedem, dar noi ne mai auzim mâine. Uite că am ajuns și în 2023 și am zis că să fac și încheierea acestui vlog și să vă urez un an nou fericit, la mulți ani, să aveți parte de tot ce vă doriți, tot ce v-ați propus pentru anul acesta să vi se împlinească, să aveți parte de multă, multă sănătate și să le puteți realiza pe toate. Eu vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem cât de curând la un nou video. Vă pup! Pa, pa!